Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu istoricul Răzvan Voinea în Ferentari. De ce? Pentru că și Ferentariu are o poveste, are o istorie bogată, putem spune. Iar cu ajutorul lui Răzvan, care a scris și o carte despre Ferentari, vom lua la pas istoriile Ferentariului. Salut! Salut! Mulțumesc pentru invitație! Cu plăcere! De-abia așteptăm să începem materialul și să vedem istoria cartierului. Cu ce să începem? Păi să începem cu locul în care suntem, pentru că aici înțeleg că e o graniță între niște ani. Da, exact. În 1985, să spunem, când au început marile planuri de sistematizare ale orașului, s-a demolat toată bucata asta de aici, la calea Ferentari spre Rahova, pe la șoseaua Sălaj-Măsăud, și a fost înlocuit tot țesutul urban de case cu blocuri. Și au rămas, țesutul de case a rămas în continuare până spre ieșirea din București. Și mi se pare o zonă foarte interesantă așa de analizat, pentru că cuprinde mai multe etape istorice. Avem casele vechi, avem blocurile de anii 80 și avem undeva în spate, foarte apropiat, și blocurile acestea de anii 50, celebrele blocuri roșii din Ferentari. Da, exact. Da. Dar începe povestea de la bun început, să zicem așa, cu denumirea cartierului Ferentari. Pentru că întotdeauna mi s-a părut interesant, am tot căutat pe net în documentarea cărții, de unde vine numele de Ferentari. Și dai peste o grămadă de lume care tot propagă aceste mituri, propagate de mai bine de 100 de ani. Ce erau, domnule, acești Ferentari? Și sunt o grămadă de oameni care spun, domnule, erau niște oșteni în oastea lui Mihai Viteazu, care pentru bravadă, pentru curajul arătat în luptă, au fost împroprietăriți de însuși domnitor cu loturi de pământ să-și construiască case. Bineînțeles, pe la 1600. Bun. Am luat toate planurile orașului, de la 1846-1791, cel mai vechi, până în epoca modernă. Evident că n-am găsit niciun lot de împroprietăriri, nici măcar ceva, nu știu, săpătura arheologică să menționeze așa ceva. Este un fals. Alții spun că au fost construite pe vremea lui Cuza. Ferentarii erau niște oșteni tot așa foarte curajoși din Oltenia, devotați lui Cuza. Bineînțeles, documentele vremii nu menționează niciun fel această exagerare și mai sunt tot felul de mituri de genul ăsta. Însă, istoria din arhive, pe unde am luat-o noi din biblioteci, este ceva mai simplă, în sensul că Ferentarii erau un corp de oaste în armata romană. Ei au participat în bătăliile lui Cezar din Galia, din Britania, deci acum 2000 de ani. Aștia erau Ferentari, erau niște trupe auxiliare care începeau bătălia. Cei care aruncau sulițele, ceva de genul ăsta, așa erau trupele auxiliare de Ferentari. Sunt menționate de istoricii romani evrei. Ei bine, pe la 1860-70, când este acest proces de construire a identității naționale, noi ne tragem din romani, nu suntem daci, suntem romani, și trebuie să ne construim identitatea națională pe baza limbii latine și așa mai departe. Istoricii vremii tot caută tot felul de rădăcini ale noastre cu Imperiul Roman. Și atunci începe procesul de denumire a străzilor în funcție de personalitățile Imperiului sau Republicii. Avem străzile Romulus, Remus în București, Octavian, Virgiliu și așa mai departe. Iar istoricul August Treboniu Laurian a găsit acești ferentari și s-a gândit că ar fi bine să participe și ei cumva la scrierea istoriei naționale. Și împreună cu ministrul de atunci al culturii, Dimitrie Bălintineanu, hotărăsc cumva denumirea acestei străzi Ferentari. Nu are nicio legătură istorică corpul de ferentari care lupta în Galia sau în Britania, nici măcar cu cucerirea Daciei. Dar pentru că noi trebuia să începem istoria noastră de la Roma, e bine, am exagerat enorm aceste rădăcini și ne-am trezit cu această denumire de Ferentari pe cap. O denumire care nici măcar n-a fost acceptată foarte ușor de locuitori care nu știau ce să ia Ferentari. Și de aceea tot denumesc strada Filentari, Felentari, nici măcar ei nu știu exact cum se numește și a rămas până la urmă această denumire de Ferentari, bineînțeles. Cu mențiunea că Dimitrie Bălintineanu chiar scrie o poezie în care menționează că ferentarii luptau de fapt în armata lui Mihai Viteazu. De unde acest mit cu Mihai Viteazu? Okay. Bălintineanu era ministru în guvernul lui Cuza, rezultă mitul cu Alexandru Ioan Cuza și cam așa s-a propagat toată această istorie, făcută de poeți și istorici, cumva cunoscută de toată lumea, falsificată de la bun început. Cam asta e denumit. Păi în acest caz o luăm ușor la pas către adâncimea zonei. Acum, cum suntem pe calea Ferentari, noi acum suntem în două zone. Zona din partea cu blocurile roșii și zona cealaltă,
pe care intrăm noi acum și mergem către strada Veseliei. Exact. Strada asta, e, bineînțeles, face legătura cu zona Filaret, cu gara Filaret. Gara Filaret era prima construită în București. În 1869 se deschide calea ferată București-Giurgiu, oprindu-se inițial la Filaret. După construirea acestei căi ferate, ne-am așteptat ca toată zona să fie puțin industrializată. Ei bine, se industrializează doar partea dinspre Filaret. Nu ajunge industrializarea, să zic, până aici în Ferentari. Ferentariu apare la 1840, să spunem, era limita orașului. Deci unde suntem noi acum era răzorul administrativ al orașului. Se termina limitele administrative. Se termina exact fix pe calea Ferentari. Până aici. Până aici, exact. Încolo era Ferentariu. Denumirea nici măcar nu era asta nici de Ferentari. Nici măcar nu era încetățenită. Aici erau imensele podgorii, care inițial țineau de mitropolie, după aceea, mă rog, au fost împărțite și așa mai departe. Era fix pe planul Boroțin, care este primul plan ceva mai detaliat al orașului, de la 1846. Zona asta e plină de podgorii și de crame. Atâta tot. Abia ulterior, încet, încet, observăm această dinamică a populației între calea Rahovei și șoseaua Măgurele, astăzi se numește Năsăud, este următoarea stradă noastră. Acolo sunt niște insule de urbanitate, să zic așa. Se tot construiesc case încet încet și practic Ferentariu este această scurtătură, bucată micuță între Măgurele și Rahova. Atâta tot. Încet încet orașul ia amploare, în special pe drumurile astea comerciale care intră și ies din oraș. Calea Rahovei se numește acum, dar era drumul Craiovei. Așa era, asta era denumirea inițială, să zic. Pentru că asigură transportul comercianților, mărfuri, negustori spre Craiova. Rezultă că se dezvoltă mai mult. Șoseaua Măgurele se ducea către comuna suburbană, către Măgurele. Dacă te uiți pe harta, Ferentari nu duce către nimic. Există foarte puține drumuri importante în București care se opresc în câmp. Ferentariu și Giuleștiu, de exemplu. Ai și harta în carte. Am și harta, bineînțeles. Deci pentru doritorii de acumularea mai multor informații, găsiți în carte și harta și mai multe informații. Avem, da, planul de la 1846 și toate planurile ulterioare. Ei bine, zona asta, nefiind o zonă burgheză, nefiind o zonă industrială, se populează mai degrabă cu proletariatul, cu muncitorii orașului. Se construiesc case încet, încet și vorbim, bineînțeles, de niște case, chiar zicea presa în perioada respectivă, fiecare om din zona câmpului Veseliei, că așa se numea, este arhitect. Pentru că toată lumea își construia casele singur, așa cum era pe vremea respectivă, nu apela la arhitecți, cu atât mai puțin la meșteri sau ceva de genul. Nu, toată lumea și le construia singur. Toate casele astea se dezvoltă într-un fel destul de anarhic, din punct de vedere urbanist. Primăria nu prea intervine la linierea străzilor, la buna funcționare din punct de vedere urbanistic. Și de aceea se dezvoltă foarte haotic. Mai mult decât atât, primăria, cel puțin până la primul război mondial, are niște minime intervenții de tip pune și noi bolovan pe străzi, canalizare, nici nu se pune problema de iluminat sau de, nu știu, gaze sau ceva de genul ăsta. Intervenții minimale. De aceea, dezvoltându-se destul de haotic, primăria nu bagă în seamă acest nou cartier care începea să se formeze în zona asta Filaret. Și atunci apare mitul ăsta al oamenilor săraci. E un cartier sărac al Bucureștiului, cu foarte multe cârciumi rămase de la fostele crame ale podgorilor. Cartier de oameni săraci, să spunem. Lucrul ăsta rămâne până târziu, până în anii, până în 1950, să spunem. Pentru că toată modernizarea asta de tip capitalist, burghez, de după primul război mondial până la 1950, nu prea se ocupă și de latura asta orașului. Sigur, se construiește o școală, se mai construiește, nu știu, un teren de fotbal, de exemplu. O să mergem imediat la stadionul de pe strada Veseliei. Însă aceste intervenții sunt absolut minimale. Sunt foarte multe reportaje din presa vremii legate de condițiile de locuire din Ferentari. Și se menționează explicit. Nu există decât o fântână de unde lumea poate să-și ia apă. Și vorbim de peste 2000 de familii care locuiesc aici. Și era cam pe unde la fântână? Era mai aproape de Pieptănari, spre Bereuii Revoluției, se spune. O singură fântână în tot orașul. La inundații sunt niște reportaje incredibile din Realitatea Ilustrată la sfârșitul anilor 20-30.
cu inundații și cu lumea care se deplasa cu un fel de bărcuțe, pentru că dacă nu exista canalizare, nu exista nimic, bineînțeles că se face totuși, primăvara se face totul praf. Iluminat electric nu există, începe primăria niște modernizări de tipul ăsta, se aliniază calea ferentari, se fac niște exproprieri să se alinieze, se introduce și un prime mijloace de transport în comun, dar toate sunt foarte, foarte puține în comparație cu ce are nevoie propriu-zis orașul. Uite, hai să luăm un pic un cadru de zonă. Suntem aici la intersecția cu strada Doina. Strada Doina e una din străzile vechi, să zic, ale orașului. Aici era tot țesul de casă, deci tot ce vedem aici nu exista, evident, lider, blocuri sau mai știu ce. Chiar și blocurile astea de aici, de care partea stângă, care mai vechi. Vechi. Sunt din anii 60. Din 60, da. Din 60 și cele din data cam din 70? Nu, anii 80 deja. 80 asta deja. E deja modernizarea, 80. De sistematizarea despre care o să vorbim ceva mai pe larg a anilor 80. Și în niciun caz nu era aliniată strada Doinei și niciun caz atât de lată, bineînțeles. Era o stradă oarecare, o arteră destul de micuță. Cam asta, cam așa arăta țesut de case. Și o să mergem imediat spre Veselie, încolo, să vedem niște case specifice anului 1900, să zicem, 1910-1920. Un cartier sărăcăcios, mai ales una dintre limitele orașului, limitele cartierului, este calea ferată de la Filaret, care se duce în jos spre Progresul, spre Giugiu. Ăsta a funcționat tot timpul ca o barieră. Nu lasă loc de investiții și de foarte multă mobilitate toată această cale ferată, pentru că majoritatea oricum se dezvoltă înspre Filaret. Și de aceea, așa cum spuneam, în zona asta se bucură de o dezvoltare industrială. Asta înseamnă că e plină de muncitori care lucrează în zona Filaret, lucrează spre Gara de Nord, dar aici nu sunt întreprinderi. Asta, repet, la 1910-20. Multe descrieri ale oamenilor, deci presa, reporterii de la Dimineața, de la Adevărul, revistele mai degrabă de stânga ale României, se tot plimbă prin cartier și vorbesc cu oamenii de aici. Arată foarte clar, uite, 1920, condiții de locuire într-o căsuță din unde stătea, nu știu, un muncitor, cu 4-5 copii și cu soția lui, într-o cămăruță, efectiv, de 10 metri pătrați. Și bineînțeles, reporterul e foarte supărat pe ce se întâmplă, se poate așa ceva ca în anul 1920-30 să mai locuim în condiții de genul ăsta. Fără canalizare, fără pavaj, fără lucruri. Când alte cartiere aveau asta? Asta era problema cu ferentariul, pentru că niciodată nu a fost, și vom vedea de-a lungul întregii evoluții, niciodată n-a fost luat așa în serios, n-a fost administrat cum ar trebui să fie administrat. Existau, bineînțeles, eforturile astea modernizatoare de tip capitalist, care au dus la, nu știu, asanarea lacurilor din nord și apariția unor cartiere ceva mai bine administrate. Existau parcelările de locuințe tip și toate aceste eforturi, Casa Construcțiilor, Societatea de Locuințe Ieftine, CFR, de a construi cartiere ca lumea pentru proprii muncitori. Însă aici, într-o zonă de locuințe foarte ieftine, da, nu a fost construit nici măcar un singur cartier, o parcelare, de către Societatea de Locuințe Ieftine, să spunem, cea care trebuia să dezvolte parcelări de locuințe tip în tot orașul pentru clasa muncitoare. Asta e singurul cartier din București în care nu s-au construit locuințe de către această societate. Deci cartiere moderne existau, bineînțeles, în anii 30 în București. Ferentariul nu prea se număra printre ele. Cu ce se deosebește cartierul Ferentar de Rahova? Că ele ar trebui să fie diferite, nu? Ele sunt diferite datorită evoluției istorice. Rahova, fiind acest fost drum al Craiovei, bineînțeles că a fost ceva mai dezvoltat ca urmare a micului comerț, a afacerilor, burghezie. Vedem stânga-dreapta pe calea Rahovei o grămadă de depozite, eu știu, fabrici mai mari, mai mici. În schimb, aici, în Ferentari, pentru că calea Ferentari se oprește efectiv în câmp, el nu deschide cumva orașul spre Giugiu, pentru că exista deja șoseaua Giugiului care se ducea spre Giugiu. Nu? Spre ce să-l deschidă? Și atunci, populația fiind foarte statică, se zice, încapătă un anumit tip de identitate. Pe când Rahova este diferit. Da, are se și vede că e alți diferit. Locuitori, să spunem, care au alte profesii în sensul ăsta. Și atunci când intervin aceste lucrări de modernizare, bași tramvaiul pe calea Rahovei, bineînțeles, dar nu ajunge și pe calea Ferentari. Pentru că era mai mare nevoie pe calea Rahovei decât pe calea Ferentari.
Deci prima oară pe acolo s-a tras linia de tramvai și după aia pe Calaferentar, da. Da. Asta nu înseamnă că în cartier nu se dezvoltă, apar diversi locuitori mai înstăriți, să spunem, care lasă și astăzi moștenirea orașului niște imobile foarte interesante. De exemplu, cel din spatele nostru. Un imobil în stil neoromânesc nu prea găsești în cartier. Multe au fost demolate, ce erau mai interesante, care erau mai aproape de Rahova. Ăsta e unul dintre puținele exemple de imobil în stil neoromânesc care au mai rămas în zona aceasta. Construit undeva la sfârșitul anilor 20. O să mai vedem că mai sunt și pe strada Veselei, de exemplu, vilă în stil modernist, ceva foarte interesant așa, și tot pe calea Ferentara, numărul 148. E un imobil construit pe la 1936 de arhitectul Paul Rosin pentru un afacerist evreu, Litman, cel care a fost omorât la rebeliunea legionară din 1941. Tot așa, un imobil superb, modernist, semn că încet, încet pătrund toate aceasta, știu, și o arhitectură de calitate în Ferentar, dar mult mai încet decât în Brahova, decât în, nu știu, în altă Floreasca și așa mai departe. Da? Ce mai este interesant în Ferentari, la 1929 se întâmplă un fenomen foarte interesant, și anume începe construirea de baze sportive. Iar una dintre primele baze sportive construite în București, care este și astăzi în picioare, este baza sportivă făcută, parcul sportiv, cum se numea atunci, făcută pentru Ministerul Muncii. De către Ministerul Muncii, aici pe strada Veseliei, la numărul 3, parcul sportiv de pe strada Veseliei a fost așa o mândrie a regimului și în 1939, cred că este cel mai cunoscut faptul că pe acest teren unde aveau loc tot felul de manifestații astea socialiste și așa mai departe, de 1 mai, aici s-au cunoscut cuplul Ceaușescu, este foarte cunoscut locul de întâlnire a celor doi. Parcul sportiv Arena în sine a fost construit în 1929. Inginerul Stavricunescu s-a ocupat de proiectare și rămâne și astăzi un exemplu de arhitectură modernă, modernistă în București. Repet, cam cel mai vechi stadion pe care îl avem astăzi în București. Mai spune-ne de ceva de întâlnirea cuplului. A fost la demonstrația de 1 mai 1939. Partidul Comunist fusese de mult scos din legalitate, erau tot felul de sindicate. Și am o întâlnire, să spunem, banală de atunci. Elena Petrescu cu Nicolae Ceaușescu se întâlnesc pe această arenă. Nu știu exact ce se întâmplă după aia sau cum evoluează relația lor de cuplu, dar a apărut în mai multe locuri această indicație biografică a lor. Asta este. Deci acum am ajuns pe strada Veseliei. Pe strada Veseliei, da. Iată, acum ține de electromagnetica. Deci stadionul e aici pe stânga. Exact, asta e baza sportivă electromagnetică, este fabrica din Rahova care a preluat-o inițial, mă rog, așa a tot schimbat destinatarul, dar Ministerul Muncii a mai mulți, până din comunism, în anii 60-70 a fost preluată de electromagnetică, dacă nu mă înșel, și astăzi da, se folosește, se închiriază, poți să te duci oricând să joci fotbal cu băieții dacă ai timp de un fotbal pe aici. Ce mai e interesant, strada Veselie, m-am tot întrebat de unde vine numele de Veselie, că da, pare așa. Bună întrebare. Ce caută numele ăsta puțin ciudat așa. Într-adevăr este un nume foarte popular, a fost dat datorită faptului că erau multe cârciumi în zonă. Și bineînțeles lumea ieșind de la cârciumi, știu și. Și plecai vesel. Aceste străzi făceau legătura, deci Hagi Dina, Constantin Mușat, Veselie și următoarele fac legătura între Ferentari, între calea Ferentari, adică, și această cale ferată. Ele se oprindu-se toate în calea ferată. Pentru că ne imaginăm calea ferată era în spatele nostru. Fix în spatele nostru, da. La prima intersecție. Exact, exact. Toată asta a fost modernizată, să spun, la un moment dat, cu piatră de râu. În 2004, sigur, era piatră de râu pe această stradă și pe toate străzile de aici. De-aia spun că și asfaltul, cred că are, nu știu, 10-15 ani maxim, ceva de genul ăsta. De-aia spun că întotdeauna Ferentariu a fost un loc cam uitat, neglijat de administrație. Dacă a stat cu bolovan de râu aproape 100 de ani, până se gândească cineva să toarne asfalt, cred că spune foarte multe despre cât de modernă sau modernizatoare era politica de locuire a primărie de sector sau primăria generală sau așa mai departe. Bun, cam ăsta este țesutul clasic, să spun, cam așa arăta Ferentariu, Câmpul Veseliei, cum se numea. Denumirea de Ferentari a fost drept cartier, denumirea întregului cartier a fost folosită după 1950.
Până atunci, dacă te duceai în zona asta, spuneai că te duci pe câmpul veseliei, așa se zicea. E, toate casele sunt de dimensiuni mici, casele în sine, parcele destul de mici. Uite, hai să ne uităm puțin la case. Au rămas multe exemple, cum o să ne plimbăm pe străzi, o să vezi foarte multe exemple de căsuțe mai degrabă modeste, bineînțeles, din materiale destul de modeste. Sigur că modernizările din ultimii ani le-au schimbat cu siguranță. Asta este Vila Coca. Ea arăta într-un anumit fel, la 1930. Uite. Avea și aceste Vila Coca. Acum se pare că este modernizată fără a mai ține cont de denumirea veche, da? Și alte... Un lucru destul de rar întâlnit în periferia Bucureștiului, în stil modern asumat de către arhitectul respectiv. În rest, case mai degrabă, așa cum menționa presa vremii, făcute de către locuitori, mai apelând la familie, la prieteni, la meșteri, cam asta era... tipicul țesutul urban din zona aceasta. Se mai spune ceva despre strada Veseliei mai încoace? Nu, ea a rămas mai degrabă, a avut vremurile de glorie. Este cumva printre primele străzi trasate atunci pe la 1900, aliniate cât de cât, însă a rămas ca o altă banală stradă din cartier ulterior. Sigur, centrul atenției oricum s-a deplasat încet încet dinspre zona de case, înspre zona de blocuri, blocurile noi la care o să mergem, noi comuniste de 1950 și ulterior, acelea au devenit mândria regimului, acelea cu adevărat important. Adică cele roșii, din care vine roșie? Blocurile roșii, da, exact cum au fost ele denumite atunci în 1950, datorită evidente cărămizi de pe fațadă. Deci până în 1946, ce spunem astăzi că ar fi cartierul Ferentar, este bucata asta dinspre calea Rahovei, care merge până astăzi unde ar fi piața Ferentari, după aceea era comuna suburbană Șerban Vodă. Acolo era clar țesut rural, fără niciun fel, era comună suburbană și abia în 1950 comuniștii integrează toate acele comune suburbane din împrejurul Bucureștiului în limitele administrative ale orașului. În 1946 încep și comuniștii să-și adrepte atenția către cartier. Bineînțeles că vin cu acest discurs de regimul burghez-moșeresc a ținut în urmă dezvoltarea orașului, muncitori, proletariat și așa mai departe. Și au venit ei acum să salveze. Și acum, exact, un discurs foarte de salvator, așa, care se materializează începând cu vara anului 1946 în acest ansamblu de locuire foarte modern pentru anul respectiv, pentru anii respectiv, unicat cumva în București. Dar deja, da, într-adevăr, se schimbă toată paradigma. Comuniștii vin cu totul altfel de discurs, cel puțin așa rese din presă, însă o să vedem rapid că ei se lovesc practic de niște bariere de care s-au lovit și reformatorii urbani dinaintea lor. Și anume, este foarte ușor să spui lucruri decât să le faci. Ei și-au concentrat la rândul lor atenția pe alte cartiere. Aici au făcut un singur proiect interesant de magnitudine, un proiect zdravă, cum este cel al blocurilor roșii, dar s-a oprit atunci în anii 50 și au mai trebuit să mai aștepte încă aproape 20 de ani să reia cumva reforma locuirii. Bun, cam asta este strada Veseliei și vis-a-vis vedem cum... Iată cum apar blocurile roșii. Exact. Ăsta este proiectul inițial de la 1946 și vedem cum și denumirea este. Câmpul Veseliei va fi cu adevărat al Veseliei, propagandă foarte, foarte frumoasă așa, și arată exact planul cum urma să fie construit. Planurile oficiale de arhivă, cele aprobate de către primărie, un proces verbal de predare, primire, etc. Și primele fotografii. Aceasta este tot una cu cea de pe copertă. Inaugurarea primelor 138 de apartamente s-au inaugurat, a fost construit între 46 și 1954. Și în fiecare an, de 1 mai, de 23 august, se mai dădeau în folosință câteva apartamente, câteva fotografii din timpul construirii, din arhiva Cel Pres, fotografii, sigur, actuale. Iar am găsit foarte, foarte multe reportaje din presa vremii despre locuitorii de acolo.
cum s-au portrete acestor muncitori care au beneficiat de condiții mult mai bune, practic mutându-se din cocioabă în bloc, de la mizerie la viață omenească. Sunt o grămadă de reprezentanți ai partidului, foarte, foarte multe detalii în presa vremii, pentru că acest bloc, acest cartier muncitoresc, el a reprezentat și un motiv ideologic, să-l numesc așa. Atunci când erau vizite importante ale diversilor reprezentanți ai comunismului internațional, erau aduse aici în Ferentaș, să vadă ce face regimul pentru oamenii mici. 1946, vara anului 1946, scânteia publică pe prima pagină, noul regim condus de Groza, condus de comuniști, bineînțeles, va da în sfârșit locuințe oamenilor munci. Și pentru aceasta avem acest teren lăsat, era un maidan, practic, nu apucat să se construiască nimic pe el, și pe acest teren urma să construiască primele locuințe muncitorești din București. Bun. Asta este o particularitate, să zic, o mândrie. Astea sunt primele locuințe construite de regim pentru muncitorii bucureșteni. Care nu se numea parcelare. Nu se numea parcelare. Deci unitatea de bază a unei parcelări este parcela, pe care o definim ca pe o unitate individuală deținută de către un singur proprietar. Mai multe parcele la un loc fac o parcelare, pentru că adăugăm oricum și toate aceste dotări. Un scoar, o biserică, o piață, o școală, da? Bun, aici nu mai vorbim de parcele individuale, bineînțeles, ci vorbim de o locuire colectivă. Sunt primele blocuri muncitorești. Bineînțeles că blocuri mai fuseseră construite în București, tot Magheru e construit în anii 30 cu blocuri. Însă astea sunt construite explicit pentru clasa muncitoare. Bun, vara lui 46 se iau aprobările, autorizații, tot ce este nevoie. Arhitectul este Gheorghe Popov. E un întreg concurs de proiecte, se alege acesta și începe construirea. După toate autorizările, bun. Durează până prin 1954. Deci sunt 20 de blocuri, linie, dar în total sunt cam 600 de familii. Spun cu aproximație pentru că inițial, pentru că era criza foarte mare de locuințe, în unele apartamente s-au mutat două familii. Și atunci ele au fost construite cumva pentru a adăposti două, de la bun început, pentru două familii. Însă, încet, încet, erau toate date cu chirie, deci nu se vindeau în proprietate personală, lumea și le-a cumpărat de la ICRAL după 89. Până atunci erau pur și simplu în proprietatea statului, date în chirie muncitorilor. Bun, aproape 600 de locuințe, la care se adaugă școala, toate magazinele de la intrare, cele pe calea Ferentari, erau acolo, o mercerie, magazin de textile, alimentar și așa mai departe, da? Centrala termică proprie, pentru că toate erau încălzite de la bun început cu această centrală pe păcură, cred că era inițial, și după aceea s-a trecut pe gaz. Aici, fix aici unde ne aflăm, uite, pe partea dreaptă, aici nu era părculeț, evident, era bazin de not, făcut în 1953, în timpul construcției, de către Confederația Generală a Muncii, cea care avea sediu în Piața Republicii Revoluției. Și aici era bazin de not. Dacă te uiți, uite cum e designul, uite, să zic. Uite conturul parculețului. El se ducea, bineînțeles, imită bazinul, da. Exact, se ducea în jos. Asta era un bazin de not. Așa că imaginează-ți viața de aici din anii 50-60, după ce s-au terminat toate aceste blocuri, cu tot confortul de care aveai nevoie. Copiii învățau toți la școală, imediat aici la 2 minute, magazine, tot ce trebuie, da? 600 de locuințe. Unde munceau? Pentru că zona asta, am spus, n-a fost niciodată dezvoltată ca lume industrială. Deci ei plecau de aici, se duceau... Da. Da. S-a tras tramvaiul, tot atunci în 40-50, s-a tras tramvaiul pe calea Ferentari. Da. Și muncitorii de aici alimentau toate uzinele, să zic, din, nu neapărat din apropiere, cât mai spre Filaret, mai spre Gara de Nord, poate chiar și București noi, dar aveai tramvai. Chiar vorbeam aici cu niște doamne mai în vârstă, aveau 80-90 de ani, când am vorbit cu ele prima dată cu vreo 10 ani. Și da, lucrau la fabrica Cicoarea, la, nu știu, prin București noi, efectiv peste tot. De 1 mai se făceau super, nu știu, toată aceste paradă, toate așa, de 1 mai, de 23 august, ieșeau muncitori în colonați, aici locuitori se duceau frumos la ziua de 23 august. Steaguri, o să vedem că pe unele blocuri au mai rămas, nu știu, suportul ăla pe care puneai steagul de defilare. Lumea, într-adevăr, muncitori, cu siguranță, însă foarte mulți din zona partidului. Deci multe dintre locuințe au fost date membrilor de partid care activau în zonă din anii 30-40, celor care au intrat după 1945, bineînțeles. Chiar am găsit la arhive dosare efectiv de membri de partid, cărora li s-a dat
pentru sprijinul lor în mișcarea ilegalistă, deci erau comuniști în ilegalitate. Fiind vechi, imediat au primit locuințe aici. Locuințe care erau dotate... Care erau mai ieftine, bănuiesc, nu? Da, bineînțeles, erau foarte ieftine, în sensul în care se plăteau această chirie absolut modică. Pentru asta se reținea de la salariu, dar aveai un loc de muncă, ți se reținea acel, nu știu, 10%, 15% maxim din salariu și aveai acces la lucruri pe care nu le aveai în mod normal în ferentariu dinainte de 1946. Spuneam de toate străzile de pe acolo, nu aveai apă și canalizare, blocurile astea au baie, au bucătărie. Nu aveai electricitate pe multe dintre străzile astea. Aici e deja frigider, bineînțeles, electricitate în tot apartamentul. Nu aveai încălzire, o făceai cu sobă de lemn pe toate străduțele de pe aici, te duceai, te iai lemne, tâcă. Aici dădeai drumul frumos la calorifer. Adică este un standard de viață, o creștere a standardului de locuire absolut enorm. De la ce era pe lângă la aceste blocuri. De aceea le-au fost mândria regimului și ne uităm. Am văzut foarte multe documente la începutul anilor 50 în care partidul, atunci când era o delegație, delegație internațională de la, eu știu ce, din partea partidului laburist din Marea Britanie, Partidul Comunist din Italia, veneau și plimbau aici în ferentari. Uite ce face regimul din România pentru oamenii muncii. Și cu o grămadă de lume care, într-adevăr, foarte fidelă partidului, bineînțeles, pentru că partidul este cel, partidul și statul le-au dat locuințe și le-au asigurat un trai mai bun. Și atunci au rămas fideli partidul și statul. S-a văzut lucrul ăsta și abia după 89 își le cumpără de la ICRAL, au rămas în administrarea ICRAL-ului și după aceea și le-au cumpărat fiecare în parte. Cam asta e povestea, să zic așa. Dar de ce cărămidă? De ce cărămidă? Arhitectura asta roșie, foarte interesantă. Recomand aici cartea arhitectă Irina Tulbure. Ea menționează atunci la sfârșitul 40 anii 50. Nu este doar o chestie de decorație. Bun, pentru că toată cărămida asta este decorativă. Dacă te uiți pe tencoială de aia căzută, este decorativă. Se putea face și fără. Există așa numită arhitectură roșie în București. S-au construit mai multe proiecte, în special blocul Muncitorești, cu chestia asta, cu cărămida asta roșie. Ea nu era o invenție a regimului, să ne înțelegem, erau clădiri construite cu cărămida aparentă din anii 30, nu e ceva nou. Însă cred că e mai degrabă și pentru chestia asta estetică. Da, estetic vorbind, blocul arată foarte bine, toate încadramentele alea de piatră, toate, nu știu, casa scării foarte bine delimitată și dacă ne uităm așa împrejur, vedem cât de bine arată, nu știu, cărămidă de genul ăsta și cât de anost arată un polistiren vopsit, da, culmea și cu albastru blocul ăsta de aici, care e sigur. Blocurile roșii care sunt albastre acum. Dar ele arată bine, au fost menținute foarte, foarte bine. Nu este o tencoială de aia care să cadă imediat după ce a fost pusă, nu. Totul e destul de îngrijit. Înainte chiar era un manager, să numesc așa. Era un administrator al întregului cartier. Primul era Virgil Economu. Aici era acest administrator, Economu, care apare în presa vremii. El este exact genul ăla de profil al muncitorului. Presa inventează pentru prima dată la noi, în practica jurnalistică, acest portret al muncitorului. Și în literatura de specialitate în comparație cu Uniunea Sovietică e homewarming narrative. Se duce reporterul la scânteia în ziua în care muncitorul X primește apartament și este acolo cu aparat de fotografiat, cu nu știu ce, și spune: uite, domnule, povestea vieții mele. Am stat în condiții foarte proaste, cu soția, cu copil, nu aveam apă, electricitate, școală, etc., etc. Și acum a venit regimul și ne-a dat acest apartament. Fotografii pe apartament, uite, cadă, uite, nu știu ce, da? Și e plină presa de așa ceva. Și una dintre mențiunile astea e despre domnul Economu, mă simte cum Aristide, parcă Economu, care se și înscrie în partid, bineînțeles, și devine un fel de administrator al întregului cartieraș. Cartier, și el este cel care, nu știu, taie și spânzură pe aici. Și mi s-a părut foarte amuzant că citeam asta în presă și zic, măi, o fie adevărat sau e doar o chestie în 50? Și am întrebat lumea de aici, din cartier, măi, exista un anumit Economu. Dar cum să nu? A fost administratorul acestui fatal până prin anii 70, când a murit, 70-80, ceva de genul ăsta, a avut doi copii, unul e plecat, unul nu știu ce, adică lumea știa foarte era bine pe acest de, om, adică nu era o invenție a presei. Bun. Sigur că presa exagerează sau poate prezenta anumite profiluri de muncitori care într-adevăr o duceau greu și o duceau mult mai bine în noile blocuri comuniste. Dar, în general, cam clar ăsta este discursul. Da? Sunt și multe filmări, am găsit în arhiva de filme, sau nu știu, până am văzut filmări în ferentari, în anii 50-60, o propagandă extraordinară pe care o face regimul. Uite,
s-au construit 600 de locuințe pentru oamenii munci. Incredibil. Da, foarte, foarte interesant, o proiect în Ferentari. A mai fost făcut cam în aceeași perioadă unul relativ asemănător, dar sunt doar 3 blocuri, aia sunt 20, alea 3 sunt clar, nu mai puține, undeva în piața Rahova, pentru muncitorii de la poștă, telecomunicații, transporturi. Dar pe același model, aceeași tipologie, să numesc așa, tot cu cărămidă aparentă exterioară, și cam asta a fost de aici din zonă. Și după 1953-54, când s-a finalizat, regimul uită de Ferentari, marele regim comunist care punea pe primul loc muncitorii sărași și nu știu ce, cam își îndreaptă atenția cu totul alte cartiere. E epoca în care se construiește Floreasca, se dă drumul la Titan, la drumul Taberei, spre anul 50, început de anii 60, Ferentariu așa, gata, s-a uitat de Ferentari, sunt doar anumite lucrări de întreținere, să zic așa. Și abia din 1968 încep să construiască un cu totul alt model de blocuri, acelea tip unifamiliare, și aia cu totul altă poveste. Și vă invit să mergem și acolo să vedem care e faza cu ele. Da. Fix lângă blocurile roșii, deci lângă ansamblul de 600 de locuințe, a mai fost construit și un cinematograf. Este vorba de cinematograful care se numea 30 decembrie. Asta era denumirea lui oficială. Care a funcționat bine mersi până prin anii 90-2000, când a fost refuncționalizat ca un fel de casă de cultură, centru cultural, ceva de genul ăsta. Dar un cinematograf tip, cum era fix cel din drumul Sării, de exemplu, în anii 50 se făceau planuri tip pentru cinematografe de genul ăsta, pentru case de cultură, teatre și așa mai departe, deci este destul de tipic, să spun așa. Pe lângă acest cinematograf s-au construit școala, care este în partea cealaltă a ansamblului. La parter, chiar la magazinele astea din față, era și o sucursală a Bibliotecii Metropolitane, este și acum. Deci regimul avea cumva grijă ca locuitorii de acolo să aibă din ansamblul de locuințe, să aibă tot confortul de care au nevoie. Viață culturală, viață educațională, creșă, grădiniță, școală, cinematograf, pâine alimentară, toate de care tot ce aveau nevoie, bibliotecă. Totul la 5-10 minute, plus ștrandul, așa cum am văzut din părculeț de acolo, din centrul ansamblului de locuit, să tot stai în Ferentari în 1955-56, în acest ansamblu de locuințe. Ei, iată că am ajuns, după cum spunem noi, în inima zeurilor. Și acum spune-ne, de unde zeuri? Cei cu blocurile astea din spate, da. Zeturile aflate fix vis-a-vis de autobază. Da, bun. Pentru că spatele nostru, în fața noastră și spatele camerei, este autobaza. E o poveste mai lungă și trebuie să facem așa mai întâi contextualizarea, să vedem despre ce e vorba. Până în 1950, orașul se întindea până la piața Ferentari. Acolo se oprea orașul București. Ce este după piața Ferentari, în jos spre Zăbrăuți, acolo, facea parte din comuna suburbană Șerban-Vod. Aceasta a fost integrată în 1950 cu toate celelalte comune suburbane, da? Și dintr-o dată ne-am trezit cu foarte multe terenuri libere, pentru că fiind un sat avea foarte multe, nu știu, izlazuri, terenuri libere, pur și simplu. Ei, așa cum spuneam, prin 54-55, când se oprește construirea blocurilor roșii, până prin 68 nu se mai întâmplă nimic în Ferentari din punct de vedere al investițiilor statului. Rămâne pur și simplu așa cum e. Sigur, poate se mai asfaltează o stradă, se mai trage o țeavă, ceva, dar mare lucru nu prea se face. În 1965-66 au loc mai multe întâlniri la nivel de partid, guvern, în urma cărora se iau aceste măsuri foarte drastice, să spun, de sistematizare și de creșterea densității. Practic, regimul hotărăște să se construiască foarte multe apartamente în București. Unde să se construiască? E bine, pe terenuri libere, pe terenuri virane. Nu este același discurs pe care îl vedem după 77, când începe să se demoleze țesut de case și se înlocuiește cu blocuri. Până atunci caută locuri libere. Și în Ferentari, în toată zona asta, în raionul Lenin, cum era atunci, sunt toate aceste maidane integrate de curând în oraș. Începe să se construiască pe ele. Decizia este una destul de eronată, uitându-ne acum, pentru că modernizarea nu a ținut cont de faptul că există calea Ferentari, prelungirea Ferentari, și cumva trebuie să aibă legătură și cu fluxul, cu vadul de populație de pe Ferentari. S-au trecut peste 3, 4, 5 rânduri de case care nu au fost demolate, bineînțeles, și s-au construit undeva în spate, da? Așa s-au construit ansamblurile de pe Pavel Constantin și Depou, așa se numesc cele două
în planșele arhitecților și două proiecte de pe partea stângă a prelungirii Ferentari și pe partea dreaptă sunt mai multe ansamblu de locuit, viștea ulmilor, livezilor și așa mai departe. Toate aceste cumulate înseamnă 163 de blocuri în care locuiau undeva la aproape 15.000 de se fac undeva la aproape 15.000 de unități de cazat, de apartamente cu o cameră, două, trei. Deci prima dată observăm așa o mică eroare de planificare urbană odată cu construirea lor pe maidanele din spatele caselor. Pentru că durează foarte mult toate aceste lucrări edilitare, pentru că se trage canalizare, se face rețeaua electrică. Durează până să se facă. Și în al doilea rând se ia această decizie din nou eronată a confortului, a stabilirii acelor limite de confort. Confort 1, confort 2, confort 3, confort 4. E aici, în Ferentari, s-a decis în special construirea de garsoniere. Confort 3, confort 4. O decizie care se vede că este destul de eronată, văzându-o acum la 50 de ani de la construirea lor. Bun, în 1968 începe construirea, se fac planurile de către Institutul Proiect București, la cererea primăriei, de atunci Sfatul Popular, mă rog, primărie, ei fac planurile și vorbim de un colectiv de arhitecți, Mihaela Slomnescu, Nicolae Chepeș, Mularidis, toți acei arhitecți rockstars cumva de la Institutul Proiect București, ei fac planurile pentru aceste blocuri și sunt încredințate, construirea lor este încredințată trustului 3 de construcții. Și își denumesc planșele respective, având în vedere faptul dacă erau din prefabricate mari sau prefabricate mici. Astea sunt prefabricate, unele erau făcute militari, unele la Progresul. Și astea de aici, făcute de la Progresul, erau Z-uri. De ce le-au denumit așa arhitecții? Treaba lor, nu știu. Bun, și se construiesc din 68 până în 71 toate aceste, mă rog, și pe partea dreapta Ferentarului, a prelungirii Ferentari, 163 de blocuri din prefabricate. Da? Majoritatea pe plus 4, din câte am observat. Da. Foarte puține sunt mai înalte. Exact. Undeva la șosea sunt cele mai înalte, da. Da, dar majoritatea sunt pe plus 4 și bineînțeles ele sunt dotate sau se încearcă dotarea lor și cu diversele, nu știu, edificii publice, să spun așa. Se fac creșe, se fac grădinițe, școală, bineînțeles, este școala 135 și pe Baciului încolo mai este o școală. Ele se încearcă parc și așa mai departe, da? În total, practic, populația Ferentarului se dublează odată cu venirea, nu știu, 15.000 de apartamente, poate 20, poate 30.000 de locuitori, aproape populația rurală cumva, da? Erau una suburbană, abia fusese administrativ integrat în oraș. Toată aceasta se trezesc locuitorii vechi ai comunii suburbane ai Ferentarului cu acești noi veniți în cartier care locuiesc la blocuri, e ceva foarte ciudat, acele blocuri micuțe care, uite, n-au balcoane, n-au parte de tot confort. Da? Spun că este o decizie eronată pentru că odată ce toate aceste blocuri au fost construite, au rămas în administrația ICRAL-ului, cum era pe vremuri, acum se numește AFI, Administrația Fondurilor Imobiliare, există și astăzi. Da? Ele nu au fost vândute inițiale, au fost totul astea cu chirie și abia după 90 și l-au mai cumpărat unii alții. Însă există o problemă socială, să spunem aici, de unde avem și toate acele imagini cu colectarea gunoiului din Ferentari, apar aceste imagini, uite, ghetou Ferentari, uite câtă mizerie și nu știu ce. E o problemă administrativă, pentru că locuitorii de acolo nu pot să-și facă asociații de proprietari, pentru că ei nu sunt proprietari, proprietarii e cralul în continuare pe majoritatea dintre ele. Și atunci nu pot să-și facă asociație de proprietari ca să poată să semneze un contract cu livratorul, cu prestatorul de servicii de salubritate. Rezultă, se strânge gunoi. Și atunci vedem o eroare de asta de 70 de ani. Planificare urbană greșită, proiectare de garsoniere, practic, dat un chirie, nu prea se știe cum, și atunci ne trezim cu o problemă, efectiv, după 50-60 de ani de probleme administrative, ne trezim astăzi cu o situație pe care, din cauza rasismului și acestui discurs antisăraci, o punem pe seama locuitorilor de aici. Tocmai voiam să te întreb, cine s-a mutat aici prima muncitorii, oară? Muncitorii. Tot erau muncitori. Ei au fost gândiți... Bine, pe vremea aia, doar clasa asta. Sigur că da, dar există și diferențe între muncitori. Da? Pentru că ei gândesc povestea asta cum? Mutăm niște muncitori să stea o perioadă aici, cât timp e nevoie, nu știu, un an, doi, trei, cinci, garsoniere, stai într-un cămin de nefamilii și practic un an, doi, pe urmă îți întemezi e o chestie improvizorat, îți întemezi o familie, te muți în altă parte, vin alții și tot așa, adică ei nici măcar n-au gândit comuniștii ca o chestie pe termen lung, să fie ceva provizoriu,
Și se vede provizoratul ăsta și astăzi cât de dificil sunt de administrat niște clădiri în care ai majoritatea chiriași, toate problemele de investiții și așa mai departe. Da? Dar majoritatea erau muncitori de la fabrici, de la Vulcan, în special Progresul. Mai erau militari, foarte puțini, erau niște apartamente date unor militari, dar cam asta era muncitorii, în special pentru zona asta de sud. Pentru că încet, încet au încercat comuniștii să facă și puțină industrie în zona asta, pe la Zăbrău, Zețarul, pe acolo, dar nu prea le-a ieșit, în cel puțin pe anii 60-70. Deci tot discursul ăsta modernizator abandonat din 55 până în 68, ei bine, din 68 până prin 72-73 se construiesc toate aceste apartamente, se face școală, se face grădiniță, se fac toate lucrurile de genul ăsta, însă calitatea locuirii, să spunem, nu este atât de ridicată. Însă, din nou, planul se abandonează. Ei urmau în etapa a doua să demoleze toate casele până prelungirea Ferentari, să construiască blocuri. La fel și pe partea următoare. Era un proces, am menționat în carte, sunt toate aceste planuri de arhivă de la Institutul Proiect București, în care se văd clar etapele de construire, de demolare și construire. Ori n-au mai apucat să demoleze toate aceste case, pentru că era evident un surplus de oameni cărora să li se dea apartamente după ce le demolezi casele. Ori pe criza aceea locuirii, preferai să construiești pe maidane, bineînțeles, demolezi. Până în 77, acest discurs demolator, sistemat, nu prea există în comunismul românesc. Ceea ce este surprinzător, că noi ne gândim la comunism, uite, s-au demolat părți întregi din oraș. Da, dar după 77. Până atunci, repet, se protejează foarte mult casele, tocmai se construiască pe aceste maidane. Și după 73-74 se abandonează iarăși discursul modernizator acesta al lui Gheorghiu Dej, mai degrabă, el începuse chestia asta pe în anii 60, se din nou dispare din grija administrației publice în 74 și o să mai vedem abia la jumătatea anilor 80, deci peste încă un deceniu, cum începe să se schimbe și ce se face cu adevărat în Ferentari după 1983-84. Cam asta este povestea blocurilor de aici, de pe Iacob Andrei, Pavel Constantin și următoarea pe Livezilor, cam tot cam același discurs. Ne-a dus înapoi în zona aceasta pentru că vedem cam cea mai rămas, singura casă care a mai rămas de aici din 1930, ne-ai spus. Da, da, da. E vorba de o grădiniță construită odată cu ceea ce a încercat primăria să facă, un plan, un fel de centru al cartierului. Chiar aici la intersecția Rahova cu Ferentar cu Sebastian, primăria a făcut un concurs prin anii 20, 1925, s-a încercat o piață publică, dar în sensul ăsta de agora, bineînțeles, cu o clădire a primăriei, cum știu, nu prea le-a ieșit. Singurul pe care au reușit să-l construiască a fost această grădiniță. Dar, repet, trebuia să fie o piață destul de elegantă, o piațetă, o agora de asta. Bun, n-a mai ieșit, după aceea prin anii 40-50 s-a abandonat, prin 57 a fost construit blocul ăsta de pe colț care era pentru monetăria statului și totul a rămas exact cum era, să spun, până în 1977, când începe cu adevărat schimbarea cartierului. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme în cazul locuințelor de pe Iacob Andrei și toate celelalte, regimul a căutat maidanuri pe care să construiască diversele proiecte de locuințe, blocuri. După 77 vine o epocă foarte radicală în care conducerea de stat, partid Ceaușescu, bineînțeles că dă ordin cumva, da, să se demoleze casele, să se înlocuiască cu blocuri pentru creșterea densității, mă rog, dintr-o 100 de motive. Se fac planurile la Institutul Proiect București, deja vorbim de o altă generație de arhitecți, mai sunt cei din 68-70 pe care am văzut acolo pe Iacob Andrei. E o nouă generație de arhitecți și aceste indicații care vin de sus trebuie puse în practică. Și se proiectează, sau sunt făcute planurile, mai multe variante de sistematizare pentru tot cartierul, cuprins între calea Rahovei până la ieșire, deci până în Alexandriei, și șoseaua Giurgiului, deci de la Viilor Giurgiului până la ieșirea din București. Tot acest imens triunghi trebuia demolat tot. Se păstrau doar blocurile roșii pe care le-am văzut, câteva parcele de astea de case, sigur, școli, grădinițe, ce era nevoie, și se înlocuia cu blocuri. Și trebuia să crească populația de undeva la 80-90 de mii de locuitori, cât aveau în total, la peste 200 de mii de locuitori. Se făcea o pădure urbană, gen pădurea Băneasa, la capătul prelungirii Ferentari. Linie de metrou ușor,
hoteluri, slan pentru o nouă primărie. Toate aceste blocuri beneficiind de școli, grădiniță, complex agroalimentar și tot așa. Deci erau planurile pe care le-am găsit în arhive făcute de arhitecții de la Institutul Proiect București, pur și simplu proiectau un alt oraș peste orașul vechi, din care, repet, se păstra, nu știu, 5%, ceva de genul ăsta. Tramă stradală, tot înlocuit, într-un mod absolut incredibil. Construirea chiar a început. În 1985 a început să se demoleze toate aceste case, deci dinspre calea Rahovei, spre Măgurele, care și-a fost sistematizată, Năsăud, Sălaj, ce, s-au demolat și a început construirea acestor blocuri. Ea s-a oprit construirea exact în zona Spătarul Preda, unde de unde am început noi. N-au fost construite foarte multe, însă era clar, era etapizată toată această investiție, trebuiau mai întâi construite blocuri și după aceea aceste dotări socioculturale. Mai vedem și astăzi câteva case lăsate așa între blocuri, pentru că alea urmau să fie demolate atunci când terminau blocurile și trebuia să construiască o școală, de exemplu. Urmau să fie demolate, să construia școala. Apoi a venit Revoluția din 89 și toate aceste planuri au fost oprite. Multe dintre ele erau încă în construcție, cu schele pe ele, abia se turnaseră fundațiile și multe au fost inaugurate, au fost terminate. Cele începute s-au terminat totuși etapizat până în anii 90. Nu știu, amploarea asta a sistematizării era ceva de care s-a speriat foarte multă lume. Deci ne imaginăm să crească acest cartier, se numea cartierul Ferentari. 235.000 de locuitori, ceva genul ăsta. E aproape cât, nu știu, să nu zic Cluj, dar ceva, Ploiești, Iași, ceva de genul ăsta, un cartier. Și dacă ne uităm pe studiile de sociologie făcute, care stau la baza planurilor arhitecților, semnate de sociologi foarte buni ai epocii respective, care au făcut carieră și după 90, luau fiecare lucru de care aveai nevoie în cartier. Școală, grădință, bun, câți oameni se mută în cartier, în zona dintre străzile astea? Atâția. Conform structurii de vârstă, cam câți preșcolari ar fi, liceeni, nu știu ce, câți pensionari, cât de mare să fie complexul agroalimentar pentru a deservi această populație, câte mercerii trebuie să ai, câte magazine de textile, câte tutungerii. Erau niște planuri absolut imense. Deci la arhive, calculate bine. Totul era calculat, era pe hârtie de matematică, efectiv, și sunt niște planuri la arhive care au 9 metri pătrați. Deci efectiv, cât o, nu știu, baie, cât o bucătărie, niște planuri absolut imense, desenate foarte atent, unde ar fi trebuit să fie pus fiecare dintre lucrurile de genul ăsta. Deci totul urma să transforme acest cartier într-unul cel mai moderne de atunci ale Bucureștiului, însă Revoluția din 89 a stopat, bineînțeles, toată această demolare. Având în vedere condițiile precare de locuire, foarte multă lume chiar stătea în condiții premoderne, să spunem așa. Mutarea într-un nou apartament de 3, de 4 camere, cu tot ce vrei, electricitate, apă caldă și așa mai departe, era din nou un avans, exact cum am văzut și la blocurile roșii. Pentru oameni care stau în case ceva mai mari, cu curte, făcute mai elegant, cu arhitecți, demolarea și mutarea într-un 50 de metri pătrați, 60, a fost o traumă foarte mare. Deci mulți au suferit, s-ar face multe povești despre oamenii care au suferit, da, în urma acestor demolări, da. Exact, adică avem pe de o parte aceste episoade absolut traumatice, să vină cineva să-ți demoleze casa pe care poate ai moștenit-o de la părinți, poate efectiv e ceva foarte dramatic. Pe de altă parte, vedem pe cei care stau în condiții foarte proaste, care se mută și se bucură că stau în aceste condiții foarte bune la bloc, de unde această ambivalență a înțelegerea interpretării modului în care a fost sistematizat Ferentariul. Dar în concluzie aș spune că avem practic 150 de ani de modernizare, de la primele, nu știu, la Podgorile de la 1846 până la 1946, primul val ăsta capitalist care încearcă să modernizeze, care e abandonat, nu merge, nu-și duce până la capăt toate planurile. Avem discursul ăla stalinist de anii 50, cu blocurile roșii. Se oprește și el imediat. Avem discursul de anii 60-70, cu blocurile de pe Iacob Andrei. Iarăși, modernizare se oprește. Ăsta din 85-89 se oprește și el. Și vedem astfel cum toate aceste discursuri, care multe își dau cap în cap, să spun așa, da? Adică nu continuă unul pe celălalt. Vedem că toate au dus la așa un fel de cacofonie urbană, pentru că ai construit foarte multe blocuri astea din anii 80, dar nu s-au construit și școli, nu s-au apucat să termine și școlile, terenurile de fotbal, baze sportive și așa mai departe. Rezultă că ai un cartier în care, deci în Ferentari, nu există instituții culturale și am văzut foarte clar cazul de la cinematograful 30 decembrie, s-a închis, nu există nimic acolo. Există două filiale de bibliotecă și atâta tot. Nu ai parcuri, pentru că a lipsit sistematizarea chiar să le pună în practică. Nu ai niciun fel de seriu de instituție publică
sau ceva asemănător, practic este destul de abandonat din punct de vedere al investițiilor. Și atunci când se întâmplă lucruri de genul ăsta, normal că populația are de suferit. N-ai școli suficiente, n-ai teatru, n-ai casă de cultură, n-ai nimic de genul ăsta. Și după aceea foarte mulți vin cu acest discurs foarte rasist și foarte, uite, că înferentari, nu știu cum este lumea de acolo. Nu e. Este la fel ca în alte părți, numai că aici nu a avut niciodată parte de sprijinul adevărat al statului într-un discurs modernizator care chiar să ajute. Au fost foarte multe planuri abandonate, făcute pe jumate, parțial, abandonate, și de aia se ajunge în situația în care stai un cartier de 10-100 de mii de oameni și să n-ai un parc central, să n-ai nimic de genul ăsta. Cam asta este povestea intervențiilor administrației în modernizarea Ferentariului, plecând cumva simbolic și de la numele de Ferentari. Am un fals istoric pe care l-a promovat statul, care și acum rămâne în picioare Ferentari, nimeni nu știe ce sunt, nimeni nu ajută cu nimic denumirea de genul ăsta, dar e cumva simbolică pentru modul în care s-a purtat statul cu această zonă a București. Acestea fiind spuse, materialul de astăzi se încheie aici, mai avem încă câteva materiale discutate și stați aproape, pentru că pe viitor o să mai facem câteva materiale cu Răzvan, și scrieți-ne în comentarii care au fost locurile pe care le cunoașteți și ce povești aveți legate de aceste locuri. Vă mulțumim, îți mulțumim, Răzvan. Mulțumesc mult de tot de invitație. Cu mare plăcere. Și să ne vedem cu bine data viitoare. Toate bune!